Bun găsit! Creștinul se închină înaintea lui Dumnezeu în diferite moduri, fie prin rugăciune, fie prin dernicie, dar un mod aparte este reprezentat de cântare. Când vorbim despre muzică, subiectul acesta e atât de complicat și în același timp un subiect conflictual. Ar trebui să pornim în înțelegerea acestui subiect de la a defini muzica. Este doar o chestiune culturală? Este ceva care hrănește divertismentul? Sau, în esență, muzica ține de domeniul spiritual? Plecăm de la această întrebare și încercăm să găsim răspunsul la ea și la multe altele în muzică, ca o disciplină spirituală, stând de vorbă cu pastorul Andrei Popescu. Până la urmă, ce este muzica? Unul dintre lucrurile cele mai magice din lume și aproape foarte, foarte greu de definit este muzica. Spune Scriptura, când Dumnezeu a creat universul, stelele au izbucnit în cântări de bucurie. Stelele au cântat. Universul nostru și inima unui om este făcută să cânte, este făcută să înțeleagă muzica. Muzica este unul dintre cele mai grozave daruri de la Dumnezeu și ca să înțelegi muzica trebuie să înțelegi două-trei lucruri despre cum ne-a creat pe noi Dumnezeu. Pe mine cine mă vede, ce vede? Vede corpul meu, nici măcar ăla nu-l vede tot, vede mâinile și gâtul și capul, dar vede partea fizică. Astăzi Andrei are o parte fizică, 5-6 simțuri cu care percep lumea. Dacă nu le-aș avea, aș fi ca și cum n-aș mai exista aproape. Nu pot să percep nimic din tot universul dacă n-am 5-6 simțuri fizice. Dar asumând că nu le am, totuși nu dispar din existență. Sunt o gândire, gândesc încă. Chiar dacă nu simt și nu văd și nu aud și nu pipă și nu gust și nu miros nimic, totuși pot să gândesc. Asta înseamnă că sunt mai mult decât trup. Există în noi ce se numește suflet. Suflet, a zice așa, într-un mod schematic și așa simplistic vorbind, este abilitatea de a gândi, abilitatea de a simți și abilitatea de a lua decizii. Intelectul și emoțiile și voința unui om, asta e partea sufletească a unui om. Și există în om ceva foarte adânc, duhul unui om. Noi suntem, într-un fel, tot fel de trinitate. Trup, suflet și duh. Și asta e lucru foarte clar lămurit în Scriptură, unde se vorbește și despre una și despre cealaltă și despre toate trei. Fiecare din părțile astea ale noastre au nevoie de hrană, au nevoie să trăiască cu ceva. De exemplu, trupul trebuie să-l hrănești cu mâncare, cu exercițiu fizic. Dacă nu îl hrănești, se vede de la 1 kilometru. Dacă îl hrănești prea mult, se vede iară de la 1 kilometru. Dacă nu faci absolut niciun fel de exercițiu fizic, se vede. Dacă faci exerciții fizice, culturism, de exemplu, faci niște mușchi enorme aici, e adevărat, după părerea mea, este că faci o gaură foarte mare aici. Dar, în orice caz, faci ceva, se vede de la 1 kilometru. Este un trup foarte bine făcut. Un om care se ocupă de partea sufletului, de intelect, se cunoaște, un om educat. Un om care și-a ascuțit mintea prin educație, prin citire de cărți, prin tot felul de lucruri. Se cunoaște, este un om care poate să gândească, un om care vorbește coerent. Sunt oameni care au învățat să-și exercite partea emotivă a lor. Oameni care au voință foarte tare, zicem noi, oameni cu șirea spinării. Partea sufletească se educă. De un om care nu citește nimic, evreul a zis odată, un rabin a spus: Doamne ferește-ne de omul care citește numai o carte, fie că această carte ar fi Tora, pentru că este redusniță. Avem o parte adâncă în noi, duhul unui om. Ala cu ce se hrănește? Că nu se hrănește cu friptură și cu sarmale. Duhul unui om nu se hrănește nici măcar cu partea intelectuală. Are anumite părți, are anumite lucruri cu care duhul unui om se hrănește. Sunt anumite lucruri care sunt pur spirituale. De exemplu, dacă citesc o carte, pot să filtrez cu mintea mea ce accept și ce nu accept. Citesc paginile astea, le accept, astea nu le accept, astea sunt greșite, după părerea mea, le accept, nu accept. Citesc un manual de la școală, îmi spune un profesor, face nu știu ce seminar, ceva pot să accept, ceva nu pot să accept. Foarte multe lucruri în viață filtrez, ce mănânc, ce beau, filtrez. Sunt unele lucruri care mintea și voința unui om nu pot să filtreze, lucruri care merg drept în duhul unui om. Muzica este una dintre armele astea formidabile pe care Dumnezeu le-a făcut, e adevărat, îți intră pe urechi, partea fizică, și o simți și în emoțiile tale. Dar nu te întreabă dacă accepti sau nu accepti. Aia doar dacă închizi sonorul. Dar nu poți să spui partea asta din muzică care mă lovește accept și partea asta altă o resping. Mergi câteodată cu mașina și după vreo jumătate de oră simți așa că ești foarte trist. Și nu dai bine seama și ți-au venit și tot felul de gânduri în cap. Există o anumită muzică care este la un moment dat sau te simți foarte voios, bați din picior. Trupul a intrat într-o mișcare de la ceva care nici nu ai băgat de seama. Ceva care este perceput în duhul unui om. Lucrul ăsta este foarte, foarte clar spus în Scriptură. Se spune despre regele Saul că din cauza deciziilor lui și rebeliunii lui față de Dumnezeu, Dumnezeu l-a lăsat și l-a izolat și au dat duhuri rele peste el. Dădea draci peste el. Zicem noi, nebunea. Din când în când îl apuca o zăpăceala și era în stare să facă moarte de om. Și atunci a chema pe David, pe tânărul ăsta care îi cânta la harfă. Nu îi cânta niciun cuvânt, îi cânta doar melodie. Și David cânta la harfă și spune Scriptura, Saul se liniștea. Nu-i ținea o conferință, nu-i explica dezastrul unui om care se dă cu capul de pereți și care aruncă cu sulița după oameni. Nu-i explica că nu e logic, pentru că treaba aia nu mai ținea de logică, el nu putea să mai controleze lucrurile astea. Dar muzica pătrundea în el și liniștea. Peste sute și sute de ani, în regatul englez, regele George a pățit-o. Avea accese de nebunie. De exemplu, se dezbrăca în pielea goală și fugea pe palatul, așa ca nebunul, pe palatul la Buckingham. Îl mai oprea oamenii, îl apuca din când în când. Și a citit cumva din Biblie istoria lui Saul și a întrebat pe episcop, oare lucrul ăsta să fie adevărat? Se liniștea un om de la muzică? Și i-au zis ei, da. A zis, cine e cel mai mare compozitor din lume la ora asta? Era unul George Frederick Handel și l-au chemat pe el și au făcut o platformă pe râul ăla din fața palatului și pe platforma au pus o orchestră sinfonică și când l-au apucat în bădăile, se cânta un gen de muzică care poți să o cumperi la orice magazin, se cheamă Water Music, muzica apei. Muzică foarte matematică și foarte bine organizată și foarte liniștită și când l-au apucat pe ăsta zăpăceala, muzica aia liniștea. Nu-l întreba, vrei să te liniștesc sau nu? Pentru că intra în partea cea mai adâncă a unui om, în partea Duhului din el. Muzică demonică nu te întreabă dacă vrei să fii afectat sau nu. Bun, dar ați ridicat aici un subiect interesant. Și anume, muzica nu poate fi catalogată neutră? Muzica nu poate să fie catalogată neutră, după cum zice, razele X, razele gamma, razele astea nu sunt neutre. Orice lucru pătrunde pe tine și lasă o urmă undeva. Asta știi foarte bine, te duci să faci raze X la doctor, nu simți, nu vezi, dar în spatele tău pe placa aia lasă o urmă. A lăsat ceva din tine acolo, fără să-ți dai seama. Și dacă te expui la treaba asta pe timp foarte îndelungat, ai pățit-o rău de tot. Muzica nu există neutralitate în muzică din cauza că afectează duhul unui om. Din pricina asta, muzică demonică. Eu, de obicei, când am mai ținut seminar de asta despre muzică, mi-am cerut scuze de la biserică. Și timp de vreo 10 minute am pus niște clipuri de astea mici de 2 minute de la diferite formații de muzică. E adevărat, am luat lucruri foarte exagerate. Niște răgnete de animale înjunghiate, cu niște oameni care nu le vedeai fața și arătau îngrozitor și urlau și zbierau și țipau și se dădeau cu capul de pereți și făceau ca maimuțele și ca... Cineva mi-a zis odată, Andrei, nu poți să arăți demon în Biserica lui Hristos. Nu poți să pui mesaje demonice aici. Mi-au zis după 10 minute și le-am zis probabil că n-ați fost atenți. Toate formațiile care vi le-am dat erau formații creștine. Jumătate din ce ați auzit era cuvânt cu cuvânt din psalmi. Vreți să ziceți că psalmii sunt mesaje demonice? Pentru că psalmii, cuvintele le înțelegeai cu capul și muzica îți pătrundea în duh. Muzica nu se ducea la cap. Cuvintele se duc la minte și le înțelegi și le accepti sau le respingi. Sunt psalmii lui Dumnezeu. Dar psalmul era pentru minte un cuvânt de la Dumnezeu și muzica pe care mergeau psalmii era demonică, cum el singur a văzut și oamenii au văzut imediat. Și zic, vedeți, puteți să puneți cuvinte creștine pe muzică demonică și ciorba asta demonizează un om, e nevoie numai să te uiți la el. Ce face o muzică creștină și o muzică demonică? Deci nu cuvintele eminamente definesc muzica, fiind creștină sau... Cuvintele sunt mesajul lui Dumnezeu care vrea să ajungă la noi. Câteodată mesajul nu ajunge cu una, cu două, suntem încăpățânați. Și atunci pui cea mai formidabilă armă, știi, câteodată vrei să faci, să dai unui om un medicament foarte tare, îi faci o injecție, îl introduci într-un ac și îl bagi drept în venele omului. Asta este muzica. Muzica e mijlocul de transport în care Dumnezeu poate să pună în noi niște cuvinte de ale Lui și să aibă o potență enormă. Pe cum știi asta? Un film, nu? Durează 2 ore. Un regizor știe că are 2 ore la dispoziție să captiveze toată ființa unui om, să-l bage în sperie, să-l ridice în slăv, să-l ducă în depresie, să-l treacă până toate stările posibile. În 2 ore nu poți să faci asta cu nicio imagine din lume. Din cauza asta nu există film fără track muzical. Poți să te duci la magazin și să cumperi de la Lord of the Rings numai partea muzicală, numai muzica. Nimeni nu cumpără partea vizuală. Uite, încercați. Te uiți la un film și închide sonorul, chiar dacă e subtitrat. Nu reziști nici 10 minute la așa ceva. E o prostie infernală. Până și când era Stan și Bran și Charlie Chaplin, primele filme care erau făcute, ei nu puteau să pună sunet. Dar ce se întâmpla în sala aia? Era unul care cânta jos la pian. Știau, nu pot să pun imagini fără cea mai potent mijloc de transport în inima și în duhul unui om. Îmi trebuie muzica care să deschidă partea cea mai adâncă dintr-un om și atunci poți să torni înăuntru ce vrei tu. Atât de potentă este în privința asta. Cum se deosebește? Cum bagi de seamă muzică de la Dumnezeu și muzică care începe să meargă spre lucruri demonice? Muzica, la fel cum suntem noi și la fel cum este Dumnezeu, este trinitară. Există partea de melodie a muzicii, linia melodică. Linia melodică e o chestie care trebuie să crească și trebuie să scadă. Eu am făcut muzică la George Enescu vioară, am mai cântat cu orchestră la Ateneu, ceva muzică știu, nu mare lucru, dar ceva. Linia melodică trebuie să urce, să coboare, e linia pe care știi să cânți o anumită cântare, chiar dacă n-ai nicio orchestră, chiar dacă n-ai nimic. Moldoveanu făcea numai partea melodică. El nu prea făcea armonie. Există partea a doua, asta, melodia are reverberații în Duhul nostru, reprezintă partea Duhului din noi cea mai adâncă. Vine partea de armonie, vin oamenii care sunt educați. Aia este sufletul, inteligența, abilitatea emotivă a unui om și abilitatea de a lua decizii, oameni educați în muzică. Și înconjoară melodia cu partea de armonie, cu orchestrație, cu... Câteodată orchestrația și armonia omului e atât de priceput că neacă melodia complet, în partea asta armonioasă, nici nu mai știe exact ce a vrut ăla să spună la început, ăla este sufletul unui om. Partea sufletească din om a intrat peste partea duhovnicească și a luat control. Și apoi există partea fizică care se numește ritm. Noi avem trup. Dacă pulsul meu nu mai bate, ce înseamnă? Sunt mort. Dar dacă bate de se aude până în camera ailaltă, asta înseamnă că sunt pe moarte, sunt ceva foarte bolnav. Ritm trebuie totdeauna să existe, la fel cum noi trebuie să avem trup. Dar după cum trupul trebuie să fie supus sufletului și sufletul Duhului în viața unui creștin, un om care se numește un om carnal, în Scriptură este un om care merge după imboldurile trupului. Vreau să mănânc, vreau să am sex, vreau să mă uit la prostii, vreau să dorm, ce vrea trupul, asta fac. Asta se numește un om carnal. În Biblie vorbește și de oameni sufletești. Spune despre ceva, zice, acest lucru este firesc, trupesc, este sufletesc și drăcesc. Omul nu e făcut să fie condus nici măcar de sufletul lui, de mintea lui, de rațiunea și de logica lui. Logica e ceva sublim, dar e foarte limitat. Nu este făcut să fie condus nici de emoțiile lui, de la spectrul de depresie până la spectrul de exaltare absolută. Este făcut să fie condus de Duhul lui Dumnezeu care locuiește în Duhul nostru. O muzică care, dintr-o dată, ritmul conduce, este muzică care ridică controlul trupului asupra unui om. Din cauza asta te uiți la popoarele care au început să fie demonizate, te uiți la popoarele alea native care și-au pierdut orice fel de melodie, și-au pierdut orice fel de armonie și-a rămas cu ritmul ăla care îl face în jurul unui foc și cu un lălăit de la monoton, au rămas numai cu ritm, numai cu partea fizică a omului și a pierdut orice fel de noțiune a sufletului și orice fel de noțiune a spiritului din ei. Au murit lucrurile astea două și cu cât un om este mai depărtat de Dumnezeu în privința asta, cu atât dispare melodia, cu atât dispare armonia. Închizi ochii într-o biserică. Închizi ochii și ce se aude de la grupa de închinare, primul lucru. Biserica a fost făcută la început, era altarul, era, te duci într-o biserică catolică, în față este masa, punerea unde este cina Domnului, împărtășania. Ăla era punctul cheie într-o biserică de obicei. Casa mea se va numi o casă de rugăciune. Pavel a spus, nu vreau să știu între voi decât pe Hristos și pe El răstignit. Cina. A venit Reforma și a pus Biblia în mâinile oamenilor. Și dacă a pus Biblia, oamenii au citit Biblia și au apărut predicatorii străluciți. Și masa și altarul s-a dus mai încoace nițel și a apărut amvonul. Și la amvon au apărut oamenii strălucitori, predicatori, care acum știau Scriptura. Și de atunci încoace predicatori din ce în ce mai străluciți. În America am văzut situații, predicatori grozavi și care spun la sfârșit, pentru cine vrea să ia împărtășanie sau cine este la ușă acolo, luați-o când ieșiți pe ușa afară. A ajuns un lucru foarte, cum să zic, periferic. Dar te uiți în epoca postmodernă, amvonul este pus mai într-o parte nițel și în mijloc a apărut grupul de worship, cum zicem noi, de închinare și în mijlocul grupului de închinare, băgat așa ca într-o cușcă, sunt bateriile. Bateriile și basul care dau ritmul și ritm trebuie să existe. O muzică fără ritm nu e muzică. Dacă în ritmul conduce toată lucrarea și când omul se simte condus de ritm, nu de partea melodică, nu de partea de armonie, deja știi că ai intrat pe o panternă praznică în privința la unul din cele mai benefice și cele mai periculoase arme pe care ni le-a dat Dumnezeu muzica. Le-am zis la copiii mei, citiți o carte de pornografie, este devastatoare. Dar ceva poți să filtrezi cu mintea. Asculți muzică demonică, nu există apărare la ea. Nu există apărare, nu există filtru. Asculți muzică dumnezeiască, nu există apărare, nu există filtru. Poți să schimbi un om doar cu muzică. În casa unui om trebuie să existe muzică. O casă fără muzică este o casă moartă. Interesant. Dar spuneați de muzica duhovnicească și în același timp spuneați de un oarecare conflict. Putem vorbi de preferințe în cadrul muzicii duhovnicești? Pentru că sunt tabere care susțin un fel de muzică, un stil de muzică și de când e lumea, în cadrul comunităților creștine au apărut divergențe, hai să zicem, referitoare la stilul de muzică. Există libertate în cadrul muzicii duhovnicești în ce privește stilurile muzicale? Câte feluri de pomi există în lumea asta? Sunt tot, noi zicem copaci. Nu sunt chiar copaci, sunt milioane de feluri de copaci. Muzica este o junglă imensă, infinită. În privință este magnifică. Cu 7 tonuri și 7 semitonuri, sau 8 și 7, pot să fac o infinitate de muzică. Este ceva magic, magic muzica. Nu poți, mie îmi spun oamenii, poți să ne trimiți o listă de vreo 100 de piese care să le ascult. Eu nu pot să fac așa ceva. Pot să fac lucrul ăsta așa ca niște exemple. Aș putea să trimit 100 de feluri, de diferite feluri de muzică, care toate sunt muzică duhovnicească. De la muzică clasică, la muzică ortodoxă, a corurilor ortodoxe, de la muzică de marș militar și muzică de triumf. Păi, când asculți unul dintre corurile alea ortodoxe care cântă melodiile alea pe muzică melodică și minoră și groasă și liniștită și vezi un marș de ăsta triumfal, de ăsta american. Este de la cer la pământ, dar sunt amândouă expresii ale Duhului omului care se închină înaintea lui Dumnezeu în diferite feluri. Muzica este atât de vastă cât este universul de vast. Din pricina asta nu poți să spui numai genul ăsta și numai genul ăsta, dar trebuie să fie condusă, a zice, de regulile astea. Trebuie să existe melodia care conduce, armonia trebuie să fie în spatele ei și să o susțină, nu să o contrazică, și ritmul trebuie să existe acolo în spate care să țină pe astea două. În ordinea asta trebuie, dacă închizi ochii și cel care este în nasul tău este ăla cu chitara bas, care bate ritmul ăla repetitiv și repetitiv și repetitiv, și vocea omului care cântă este undeva la kilometru 5 în partea aia, deja știi că am dat lucrurile peste cap. Și atunci, indiferent de ce cuvinte pui, cuvintele te înalță și muzica te distruge. Mulțumim frumos! Într-adevăr, o discuție atât de practică și aplicată pe un subiect sensibil. Și nu uitați că în cele din urmă muzica ne influențează și cumva ne transformă. Dar aș face un pas mai departe spunând ceea ce zice Scriptura, că în cele din urmă noi suntem o muzică, suntem poemul lui Dumnezeu. Facă bunul Dumnezeu să fim o muzică plăcută înaintea Lui.